Creștinismul ar fi pro salariu minim? Dacă l-ar face în mod liber un antreprenor sau un club de antreprenori, n-ar fi nicio problemă. Însă impus de stat, eu cred că nu. Accept că se poate purta o discuție, dar cred că nu. Cred că nu. Și cred că, repet, biserica sau ca biserică nu va lua poziții în treaba asta. Deci un episcop onest, un preot onest, când aude de problema asta, zice: băi, avem pe aici un economist ortodox, vreun jurist ortodox, ia du-i încoace să vedem care e natura salariului. Ca să știu, la fel cum un preot ortodox onest, când îl întreabă cineva: pot să consum cu tare pastilă, da? Ca să-mi scadă tensiunea, nu caută prin scriptură soluția la problema tensiunii, ci cheamă un specialist, da? Și încearcă doar să vadă în ce măsură specialistul, propunând descrierea naturii lucrurilor, își iese cumva din barca lui și importă specialistul anumite judecăți de valoare și teze spirituale care nu sunt compatibile cu, să zicem, creștinismul sau cu ortodoxia în particular.